А менажеря локалитетилор, пригатиря către сезонул рече, лукрула супра бюджетului виитор, ședința de selector cu президентul. Domeniu important pentru economia Nistreniei, angajații agriculturii și industriei de prelucrare au marcat sărbătoarea profesională. Tradițional, în a treia duminică din noiembrie, este marcată ziua memoriei jertfelor accidentelor rutiere. Bine v-am găsit! Știrile în limba moldovenească în emisia primului post nistrean de televiziune. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea? Urmărim chiar acum. Săptămâna de muncă a prezidentului a început cu ședința de selector cu șefii administrațiilor de stat din orașe și raioane. Au vorbit despre amenajarea localităților, pregătirea către sezonul rece, lucrul asupra bugetului pentru anul viitor. Capitala este gata către timpul rece și căderea zăpezii. Este procurată cantitatea necesară de nisip sare. Parcul de deservire a străzilor, circa 43 de unități de tehnică, este gata de a-și începe activitatea. Continuă lucrările de instalare a plăcilor de trotuar în centrul orașului Tiraspol. Vadim Krasnosevski a accentuat că producătorii materialului sunt din Nistrenia și e nevoie de a folosi la maxim businessul mic și mijlociu din țară. Drept urmare apar locuri noi de muncă. Tineretul rămâne în Republică și se aranjează în câmpul muncii. În ce privește parcul Ecaterinei, apoi proiectul este realizat conform graficului fixat și către 2 septembrie 2020 trebuie să fie încheiate toate lucrările, inclusiv cele de construcție a complexului distractiv pentru copii. La ședință s-a vorbit și despre realizarea programului spațiu locativ accesibil pentru lucrătorii bugetari. În capitală se pregătește darea în exploatare în decembrie a unei noi case situate în cartierul Octombrie. Vadim Krasnosevski a acordat atenție și obiectelor sociale din Bender. Potrivit conducătorului orașului, bratul de anul nou va avea loc în sala de festivități renovată a Palatului de Cultură Pavel Tkachenko. În cel mai apropiat timp vor fi date în exploatare și câmpurile sportive. Se apropie de sfârșit construcția bazinului. Au fost puse în dezbatere și întrebări ce țin de formarea bugetului republican pentru anul viitor. Angajații agriculturii și industriei de prelucrare au marcat sărbătoarea profesională. Domeniul este unul din cele mai importante pentru economia Nistreniei, creând baze stabile pentru asigurarea securității alimentare a Republicii, a menționat în mesajul de felicitare prezidentul țării. Marfa producătorilor agricoli nistreni, naturală și curată ecologic, dispune de calitate înaltă, corespunde standardelor internaționale și se bucură de popularitate la nistreni. Asimilând noi tehnologii, lucrătorii complexului agroindustrial utilizează experiența bogată a predecesorilor săi, perfecționând-o permanent. Agrarienii au sfârșit sezonul de muncă. E timpul de a face bilanțurile. Anul n-a fost simplu pentru ei. Raionul n-a reușit să atingă propriul său record de 100.000. De pe câmpuri sunt adunate 94.000 de tone de grâne și culturi grăunțoase. E de vină vara secetoasă. Sudul, îndeosebi raionul Slobozia, a fost supus unei secete nemiloase. Dacă în general în Republică am ieșit la 38, practic 39 centnere la hectar, apoi Slobozia 26. Condițiile în care s-au dezvoltat grăunțoasele în raionul Slobozia, culturile tehnice au fost foarte grele. Despre aceasta vorbește și roada. Floarea soarelui a fost adunată la nivelul de 13 centnere la hectar. Dar în pofida dificultăților anului curent, sunt și gospodării care au reușit să atingă indici înalți. Pe cei mai buni i-au menționat în ajunul zilei agricultorului și industriei de prelucrare. I-au decorat cu diplome și scrisori de recunoștință. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru munca depusă. În spatele cifrelor este lucrul enorm depus de fiecare. Conducător, agronom, tehnolog, inginer, mecanizator, care prin eforturile sale contribuie la obținerea roadei. Tractoriști, combineri, conducători de firme și întreprinderi. Cuvinte de mulțumire răsună în adresa fiecărui angajat al domeniului. Alexei Zabolotnyi e agronom. Muncește în domeniu mai bine de 10 ani. Agricultura o consideră lucrul vieții sale. Este o profesie ce nu presupune șabloane. Aici totalmente îți consacre timpul, toate gândurile lucrului, de la răsăritul și până la apusul soarelui.
Я фелічитат ку оказія сербаторії професіоналі пі аграрієнь, що оркестра мілітара статулу і мажора в форці лор армати дін републіки. Aproape 20.000 de tone de grâu de toamnă cu o recoltă mai înaltă decât mediul în Republică, 43,7 centnere la hectar. Circa 19.000 tone de floarea soarelui, aproape 4.000 tone de semințe de rapiță. Și din nou lideri în Republică ce ține de recolta medie, circa 22.000 de tone de porumb. Aceste și alte cifre le-au atins agrarienii din Kamenka. În Kamenka, nivelul de producere agricolă e înalt. Sunt oameni dezvoltați, oameni învățați, care pot lucra, lucrează bine și arată frumoase rezultate. Este pământ bun, sunt condițiile care contribuie la creșterea și la dezvoltare. Și anul ăsta, cum e, nu-i de greu cu umiditatea, dar în Kamenka roadei frumoase, roadei bune. Și aceasta e munca fiecărui mecanizator, legumicultor, livădar. Ei însudarea frunții seamănă, apoi strâng roada care a crescut pe lanurile din raion. Indiferent de gospodăria agricolă unde sunt angajați în serviciu, doar bobul de grâu n-are preț, spun agrarienii. Cu toate că a fost secetă, de pe lanuri aparte am recoltat câte 40-45 centnere la hectar de grâu, de pe celelalte mai puțin, răsărită câte 30 centnere la hectar. Ne-am străduit, lucram până noaptea pentru a strânge recolta. Acum grâul răsare, e frumos. Sperăm că vom avea și roadă bogată. De rezultatele curentului an agricol se bucură viticultorii din raion. Pe sectorul iantar, noi al întreprinderii Kvint au fost strânse aproape 6.000 tone de struguri. Curent recolta medie e de 118 centnere la hectar. În cadrul festivității au trasat și principalele direcții de dezvoltare, inclusiv și pentru agrarienii din Kamenka. Statul susține, în primul rând, cu creditele destul de joase, cu preferințele la gospodăriile care începă lucra. Perspective de dezvoltare, în primul rând, creșterea producției de legume, producția de fructe, producția de animale, laptele și carne. Medalii pentru excelență în muncă, titlul onorific muncitor e merit al Republicii Moldoveniști-Nistrene, diplome de onoare și scrisori de mulțumire din numele prezidentului, al Ministerului de Profil, Administrației Raionale. Astfel au fost apreciați cei mai buni viticultori, mecanizatori, specialiști ai industriei de prelucrare din raionul Kamenka. Tradițional, în a treia duminică din noiembrie, este marcată Ziua Memoriei Jertfelor Accidentelor Rutiere. Colaboratorii Inspectoratului Auto de Stat, împreună cu tinerii inspectori din capitală, au repartizat buclete informative și au lansat în cer baloane alb-negru. În Nistrenia tradițională, în această zi, are loc acțiunea de comemorare, în cadrul căreia șoferilor li se amintește încă o dată despre securitatea rutieră. În toată lumea zilnic, în accidente rutiere, decedează 3.000 de oameni și circa 100.000 primesc răniri de diferit grad. Anual, la 3-a duminică din noiembrie, noi o dedicăm memoriei jertfelor căzute în accidente și împreună cu elevii, micii inspectori, lansăm în cer baloane. Inspectoratul Auto de Stat îi cheamă pe toți participanții la trafic să respecte regulile de circulație rutieră. Colaboratorii Inspectoratului Auto de Stat împreună cu tinerii inspectori din școlile din capitală le-au repartizat șoferilor buclete informative despre cauzele de bază ale accidentelor. Здравствуйте! Сегодня Всемирный день памяти погибших при дорожно-транспортном происшествии. Будьте внимательны на дорогах. Мишкарea auto pe piața centrală a fost oprită. Sub semnalul automobilelor, elevii au lansat în cer baloane alb-negru în memoria jertfelor căzute în accidente. Potrivit datelor Inspectoratului Auto de Stat, în anul curent au fost fixate 124 de accidente rutiere. Majoritatea din ele, 41, au avut loc în Tiraspol. Eu consider că asemenea zi este de folos pentru a le aminti oamenilor că la volan trebuie să fii atent, să nu depășești viteza.
Aceasta le amintește încă o dată șoferilor că trebuie să fie atenți la drum, că în stradă sunt și alți șoferi și pietoni de care la fel trebuie să ai grijă. La fel, prin tot orașul, cu ajutorul evacuatorului a trecut automobilul distrus în urma accidentului. Un exemplu dur de ce e necesar a respecta regulile circulației rutiere. La Dubăsari, în ziua memoriei jertfelor accidentelor rutiere, în comun cu colaboratorii Inspectoratului Auto de Stat, au patrulat străzile orașului și tinerii inspectori rutieri de la gimnaziul local. Consider că această zi e deosebit de importantă. Ea încă o dată le amintește șoferilor și pietonilor să fie atenți în drum, să respecte regulile de circulație. Pe fiecare din ei îi așteaptă acasă. Adesea, în comiterea accidentelor rutiere sunt vinovate ambele părți, atât șoferii cât și pietonii, căci elementarele reguli de circulație trebuie respectate. Traversarea drumului în locuri prevăzute sau conducerea mașinii, respectând regimul de viteză, va asigura sănătatea și viața fiecăruia. Ambele părți sunt participante ale circulației rutiere. Neapărat trebuie să fie respect reciproc. Drumul nu admite riscul și neglijența. La ora 12, în memoria jertfelor accidentelor rutiere, a răsunat semnalul autovehiculelor. În cer au fost lansate baloane alb-negru. Conform statisticii Inspectoratului Auto de Stat, timp de 10 luni ale anului curent, în raion au fost înregistrate 13 accidente rutiere, în urma cărora au decedat 2 persoane, 10 au primit leziuni corporale. Participare activă și viziune proprie. La tradiționala zi a autodirijării în Bender au participat tineri din clasele superioare de la școlile de cultură generală și instituțiile profesionale. Ei au fost dublorii șefului de administrație, adjuncților, conducătorilor de secții și departamente municipale. Participanții zilei autodirijării sunt tineri activi, entuziasmați, dornici de a contribui la schimbări pozitive în viața orașului. Conducătorul Benderului, adjuncții, șefii serviciilor, nimeni n-a fost uitat. Toți au avut dublori. Directorul televiziunii municipale a activat alături de Alina Anțiferov de la școala numărul 18. În viitor, fata dorește să devină jurnalist și consideră că practica acumulată în această zi îi va fi utilă. Sunt bucuroasă că mă aflu aici. Sunt gata de a studia toate subtilitățile profesiei de jurnalist. Sunt sigură că voi cunoaște multe lucruri interesante. Anastasia Rainov, de la școala numărul 11, a fost responsabilă de amenajare, înverzire și consideră că acest serviciu este foarte important pentru orice localitate. Din punct de vedere profesional, eu nu cunosc lucrul, însă ador parcurile orașului. Consider că astăzi voi obține o practică bogată, care îmi va fi utilă în viață. Actualmente în oraș este realizat un șir întreg de proiecte cu antrenarea tinerilor. Scopul desfășurării zilei autodirijării este atragerea elevilor din clasele superioare, instituțiile profesionale, medii de învățământ la realizarea sarcinilor socioeconomice. Tinerii au participat și la consfătuirea de aparat. Pe parcurs, ei și-au expus viziunea proprie asupra amenajării orașului către sărbătorile de iarnă ce se apropie. Marea sărbătoare a jazzului și muzicii de fanfară. Pe o scenă, muzicieni cunoscuți, dar și începători. În capitală a avut loc Festivalul Internațional Fanfarele Nistrului. În anul curent, el a adunat nu doar artiști din străinătatea apropiată, dar și muzicieni din toată lumea. Sala e plină. Tradițional start festivalului a fost dat de către Quintetul Liberty. În colaborare artistică cu grupul Crazy Band, a luat naștere un asemenea show instrumental. Pentru ziua de astăzi, repertoriul festivalului este cel mai divers. Sunt și dansatori, și vocaliști, și pianiști, și dirijori. Geografia festivalurilor se lărgește și sper că va crește cu aceleași tempouri și va progresa într-o direcție bună. Un nou format, dar la fel de cald și sufletesc. Al șaptelea festival, Fanfarele Nistrului, e o întâlnire a vechilor prieteni. Unii muzicieni vin în fiecare an, careva debutează pe scena nistreană.
это своеобразный. Eu întâlni rea muzicienilor, ne putem demonstra arta noastră muzicală, ne putem întâlni cu colegii de după hotare. La început erau foarte atenți, cu nou dirijor, solist, program interesant. Aceasta îmi este aproape și scump. Am crescut pe malurile Nistrului și îmi place mult să vin încoace. Folk ușor și clasică fără bătrânețe, improvizări de jazz și melodii cunoscute în toată lumea. În anul curent, pe lângă muzică instrumentală, în program e și mult vocal. Totul e trecător în viață, dar muzica e veșnică și concertul de astăzi a demonstrat-o. Frumos și de neuitat. Deja în anul viitor, fanfarele Nistrului din nou vor aduna prietenii din diferite colțișoare ale lumii. Atât pentru această oră. Despre alte evenimente ale zilei, în ediția de seară a știrilor CEB la ora 20:30. Iar noi vă dorim o seară bună în continuare și să aveți parte doar de noutăți plăcute. La revedere!